Doamnește, astăzi vom vorbi despre etapele tranziției de la vechea notație la noua metodă. Ce este și ce înseamnă exegeza notației psaltice? În istoria notării muzicii, cu care Duhul Sfânt a inspirat cuvioșii părinți melozi și melurgi, au existat diferite etape. Spre deosebire de alte notații muzicale, care au evoluat în funcție de dezvoltarea formelor și a tehnicilor muzicale, muzica formulaică revelată a bisericii, fiind creația unui Dumnezeu veșnic și neschimbat și reflectarea unui absolut prin omul transfigurat, este o muzică a absolutului. Ea nu se schimbă ca substanță prin trecerea vremii, cum se întâmplă cu toate celelalte forme ale creației muzicale omenești. Singurul lucru despre care putem observa că s-a schimbat de-a lungul veacurilor este modul de notare a acestei muzici. Substanța revelată, ca și dogma, ca și în iconografia revelată, sunt neschimbătoare. Hermeneutica este așadar identică. La fel și forma muzicală de bază, etosul liturgic și sensurile teologice. Singurul lucru care se supune devenirii istorice, este așadar numai notație. La fel cum prin analogie, în iconografie tehnica picturii a rămas identică de-a lungul vremurilor. La fel și coloritul, detaliile și contururile. Singurul lucru care s-a schimbat în timp fiind substanța fizică din care ele sunt alcătuite sau pe care sunt pictate. Ceea ce urmează să vă spun este viziunea în privința evoluției notațiilor, la care am ajuns după 20 de ani de cercetare și o propun cu încredințarea și purtare de grijă a Duhului Sfânt. Este o istorie inedită, pe care nu o veți găsi în această formă în niciun manual de muzică psaltică sau de alt fel, tipărit vreodată în lume, și pe care urmează într-o formă definitivată să o public, poate chiar săptămânile sau lunile următoare. Biserica Antiohiei și Biserica Ierusalimului, ambele cu o numeroasă populație care folosea în cult limba siriacă sau aramaică, sunt cele care au format și au cizelat imnografia și tipicul Bisericii Universale din primul mileniu. Notația neumatică a apărut în veacul al VI-lea, la începutul veacului al VI-lea, la Roma, și a fost preluată aproape imediat de către Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, și s-a dezvoltat treptat până în veacul al XII-lea. Spre exemplificare, am dat aici un papirus din veacul al VII-lea. După anul 1204, se renunță treptat la toate notațiile paleobizantine, numite astăzi Colen, Chartres, și se adoptă o variantă a lor numită notația rotundă sau medio-bizantină. Am pus aici un scurt tropar din slujba utreniei care se cânta împreună cu condacele în vechime și puteți vedea cât de ornamentat era. Se pot vedea semnele hieronomice sau dirijorale folosite în primul mileniu și păstrate până în acest manuscris din Castoria până în secolul al XIV-lea. În veacul al XII-lea apare un derivat al notațiilor existente, numit notația rotundă. Trecerea de la notațiile muzicale paleo-bizantine la notația medio-bizantină a fost un proces destul de lung, care a durat două veacuri, între secolele al XII-lea și al XIV-lea, și care în anumite regiuni geografice nici măcar nu a fost luată în seamă. Iată, spre exemplu, în Rusia sau în Georgia, ele au niște semne, niște neume, care seamănă foarte mult cu cele din manuscrisul Castoria de mai târziu. Acest proces a fost concomitent cu răspândirea unui nou repertoriu constantinopolitan. Noile compoziții ale Marii Biserici vin în această nouă notație, cea numită medio-bizantină, și această notație a avut și ea câteva subetape între anii 1204, să spunem așa, generic, și 1760-1770. Vorbim așadar, dacă facem un calcul, de aproape 600 de ani de evoluție a unei notații muzicale. Și ne punem întrebarea, putea un bun psalt de la anul 1760 să cânte direct pe partiturile anului 1200?
1200 sau 1260? Cu siguranță da, este răspunsul. Iată un manuscris de la Biblioteca Academiei din București, manuscrisul grecesc 953, ne arată că filele lipsă ale unui stihirar de la începutul veacului al XIV-lea, poate sfârșitul celui al XIII-lea, au fost completate după anul 1688, se păstrează o însemnare în acest an, de un psalt bucureștean cu alte file, cu același conținut melurgic, dar scrise într-o notație medio-bizantină mult evoluată. Aceasta arată că și un psalt din veacul al XVIII-lea, adică doar câteva decenii mai târziu, ar fi putut cânta direct pe manuscrisele din veacul al XIII-lea, al XIV-lea, în notația medio-bizantină, pentru că ar fi recunoscut formulele și ar fi știut ce să cânte. Între anii 1670-1760, o perioadă scurtă de aproape 100 de ani, o seamă de mari muzicieni de la Constantinopol. Balasie, preotul, Atanasie, patriarhul, Panaiot, Halaceoglu, Kiril Marmarinos, Daniel Protopsaltu și Petru din Pelopones au avut niște contribuții radicale pentru trecerea la o nouă etapă a folosirii notației pneumatice. Această trecere o numim exegeză. Termenul de exegeză a fost folosit cu privire la posibilitatea de a scrie mai detaliat o compoziție muzicală, anumite formule muzicale, pasaje sau chiar uneori ornament. Primele încercări de exegeză aparțin veacului al XVI-lea, dar, din ce ne arată mărturile manuscrise, ele au fost ignorate de muzicienii acelei vremi și de cei din următorii 100 de ani. Abia la sfârșitul veacului al XVII-lea, ideea de exegeză a revenit în discuțiile marilor muzicieni. Fiecare din muzicienii constantinopolitani pe care i-am menționat a avut câte o mică contribuție la ideea de fluiditatea notației. Ce este fluiditatea pneumatică sau notațională? Este acel procedeu prin care o formulă sau un pasaj dintr-o compoziție scrisă este rescris cu aproape aceleași neume, mai explicit, mai detaliat. Este același set de neume cărora li se dă o altă formă de redare interpretativă. Un alt înțeles. Muzica este identică și în prima variantă, și în original, și în notația originală, și în notația exegetică. Fluiditatea pneumatică funcționează similar diluării concentrației unor soluții chimice. Astfel, o neumă sau un set de neume din notația medio-bizantină devine explicitată din ce în ce mai detaliat și mai apropiat de realitatea interpretativă păstrată prin tradiție orală. Spre exemplu, o cântare foarte des întâlnită în repertoriul bisericilor de parohie, de mănăstire sau de episcopie este Sfinte Dumnezeule, glas 2 plagal sau glas 6, care se cântă la mormântare. Balasie preotul a rescris aceeași melodie într-o notație exegetică, mai diluată, mai analitică sau mai detaliată. După el, un ucenic de-al său pe care l-am menționat adineauri, Atanasie al V-lea, patriarhul de Constantinopol, a venit cu câteva mici adăugiri. După acesta, la vreo câteva decenii, aproximativ 70-80 de ani după Balasie, Petru din Pelopones a venit și a scris aceeași compoziție într-o altă notație, mai diluată. 50 de ani după Petru din Pelopones, Grigorie Protopsaltul a scris aceeași partitură într-o altă notație, mai diluată decât cea a lui Petru, notația psaltică contemporană, intitulată Noua Metodă. Și am dat aici câteva exemple, numai extrase din partitura scrisă în diferitele notații. O prima etapă este aceea a lui Kiril Marmarinos. Acest Kiril a fost psaltul la Constantinopol, a fost ucenicul lui Ioan Protopsaltul pe la anii 1720-1730 și mai apoi a ajuns episcop în insula Tinos. A lăsat chiar un tratat teoretic pe tema exegezei. Am dat aici o imagine din tratatul său. Dacă ne uităm cu atenție la un heruvic de Balasie preotul, precum este în imagine, o să vedem acel final pe tastii, apostrof și ison, înainte de mărturie. În exegeza lui Hurmus Artofilax, o să vedem că aceste trei neume se cântă și putem observa că ceea ce Balasie scrisese cu trei neume, la Kiril Marmarinos deja se desface și se apropie cumva de
forma pe care tocmai am auzit-o. Și avem și exegeza de la Mănăstirea Neamț. Ave te. În partea dreaptă urmează un scurt pasaj. A, este mărturia și apoi Nipa, Nipazo. Asta scrie Kiril. Iată cât de analitic a putut scrie că în exegeză aproape identic cu ceea ce cântăm astăzi. Diferențele sunt minore. Așadar, acest arhiereu din insula Tinos face primii pași spre o exegeză mai detaliată, mai amănunțită. După el, un imitator al gândirii sale a fost Daniel Protopsaltu, care s-a săvârșit la anul 1789. Aceștia doi, Kiril și Daniel, au făcut o schimbare majoră de metodă, deoarece au folosit nu doar pentru exegeza formulelor, ci și pentru a include în compozițiile lor pasaje non-formulaice. Deci până la ei, notația îți permitea să notezi doar formule. După aceștia doi, avem de a face cu un mare muzician, un genial muzician, Petru din Peloponez. El a fost al doilea care a încercat să enunțe principiile unei metode exegetice, ducând mai departe cele învățate de la dascălii săi. Petru din Peloponez s-a remarcat printr-un mare dar componistic, dar nu a lăsat nimic scris în domeniul teoretic. Poate cea mai importantă lucrare a sa este catalogul de formule papadice și stihirarice, păstrat în primele două tomuri ale colecției Grițanii din Zakynthos. Această lucrare oferă cheia de trecere de la notația medio-bizantină la notația lui Petru din Peloponez pentru cele două specii muzicale amintite. Se poate vedea că o formulă din notația medio-bizantină poate să aibă chiar două variante în care să fie cântat, uneori destul de diferit. Petru a avut mai mulți ucenici. Și aceștia i-au dus metoda mai departe, atât conceptual cât și geografic. Cel mai apropiat de gândirea dascălui său a fost Petru Vizantie, ucenicul său direct, care a fost protopsalt al Marii Biserici între 1800 și 1804. El a fost cel care a păstrat biblioteca și însemnările muzicale ale lui Petru din Peloponez. La anul 1805, Petru Vizantie a fost adus de mitropolitul Veniamin Costache la Iași ca dascăl al notației exegetice a lui Petru din Peloponez. Unul dintre studenții lui Petru Vizantie a fost Macarie Română. Am dat aici o semnare într-un manuscris de la Academie în care el amintește de faptul că Petru Vizantie i-a fost dascăl la Iași între anii 1805-1807, cel puțin. Compozițiile autografe ale lui Petru Vizantie ne arată că notația dascălului său, Petru din Peloponez, era foarte fluidă, cu ea putându-se scrie și formule, și ornamente, și pasaje de virtuozitate. Și am dat aici un exemplu din două manuscrise, unul păstrat la Iași, de un ucenic direct al lui Petru Vizantie, și un altul de la Academia Română, care păstrează forma în notația actuală a irmologionului lui Petru Vizantie. Se poate observa că notația lui Petru Vizantie este ceva mai ornamentată, are mai multe neume, folosește mai multe neume decât notația actuală. Ceea ce înseamnă că aceste neume au rol de ornament. Și cine ar vrea să studieze ornamentica de la începutul veacului al XIX-lea, ar trebui nu doar să cunoască partiturile care ni s-au păstrat în notația de astăzi, ar trebui să se uite puțin înapoi la partiturile vechi în notația lui Petru din Peloponez, inclusiv la compozițiile ucenicului său Petru Vizantie. Un alt ucenic al lui Petru din Peloponez a fost Mihalache Moldovean. Acesta a murit la anul 1802 și el a tradus în românește Anasasimatarul irmologic al dascălui său, Petru din Peloponez, căruia i-a adăugat stihologii, irmoase la utrenie și doxologii. Cea mai veche copie păstrată a acestui Anasasimatar arată că la anul 1798, sau poate chiar mai devreme, Mihalache împinsese notația pneumatică la un stadiu la care nu mai fusese vreodată anterior. Am dat aici un exemplu dintr-un manuscris, într-o copie a Anasasimatarului său, o copie din 1805,
păstrată astăzi la Lavra, și exegeza respectivului fragment, în care se poate vedea stihologia de la Laude. Dacă ne uităm în original, o să vedem că avem de-a face cu mai multe lucruri care mai înainte de Mihalache nu fuseseră notate. Alți ucenici sau alți promotori ai notației lui Petru Lampadarie au fost Constantin sau Constandin Moldoveanu, protopsaltul Bucureștilor, protopsaltul Mitropoliei Bucureștilor, cel care a fost dascăl de muzică părintelui Macarie Romanah. Pe la anii 1790-1795, părintele Macarie a studiat pentru prima dată muzică cu acest dascăl bucureștean. Era bucureștean, bineînțeles, prin adopție, el era moldovean, precum ne arată un manuscris de la Cernica din 1801. Și am pus aici, din manuscrisul păstrat astăzi la Academie sub cota manuscris grecesc, 794, am pus atât titlul cât și câteva fragmente pentru a vedea notația lui Petru, a vedea că nu este cu totul imposibil să facem o exegeză a acestor heruvice de Constantin Moldovean. Sunt formule foarte clasice, le găsim și la Focaevs, și la Petru Lampadarie, și la foarte mulți alți compozitori. Și am putut cânta direct din această notație a lui Petru ca să vedeți cât de analitică este ea, de fapt. Un alt dascăl care a făcut exegeze în notația lui Petru a fost Mihail din București. Tocmai ce am văzut Ana Sasimătarului Mihalache Moldoveanu de la Lavra, păstrat astăzi la Lavra, Mihail din București este copistul acestui Ana Sasimătar. La Cernica ni s-a păstrat într-un catavasier, ni s-au păstrat câteva exegeze făcute de acest Mihail din București. Una dintre ele am analizat-o împreună cu Adrian Sârbu în urmă cu 7 ani și am și publicat un studiu pe această temă. Este vorba de o compoziție aparținând lui Filotei Sinagoi Jipei, care a fost transcrisă în notația lui Petru de Mihail din București și păstrată până acum în acest singur exemplar în manuscrisul de la Cernica. Un alt ucenic al, să zicem așa, al lui Petru, la distanță, este Iosif Nemțean. Iosif a fost întâi salt în Iași și dascăl lui Mihalache Moldoveanu și pe Mihalache l-a trimis la Constantinopol să studieze notația și metoda de scriere direct cu Petru din Pelopones. La anii aproximativ 1782, Ioniță, așa-l chema Camirean, se retrage la Mănăstirea Neamț, unde se călugărește pe la 1785 sub numele de Iosif. După întoarcerea de la Constantinopol a lui Mihalache, monahul Iosif a învățat de la ucenicul său principiile notației lui Petru Lampadarie din Pelopones și a și scris câteva compoziții în această notație. După anul 1805, monahul Iosif a împins fluiditatea notației lui Petru până la a nota analize și ornamente care nici măcar în notația de astăzi nu sunt menționate. Și am dat aici un exemplu din două exegeze la o slavă ce se cântă la slujba învierii, una făcută de Ianuarie Monahul la anul de la Cernica, la anul 1803, și o a doua, 2 ani mai târziu, păstrată în două manuscrise, între care unul la Secu, această a doua exegeză făcută de Iosif. Putem să vedem aici cât de amănunțit a scris Iosif această slavă. De exemplu, astăzi am spune așa, când ne ducem la slujba de înviere, după ce am spus slavă și acum, începem. Anastase os. Ce ne spune Iosif? Anastase, Anastase os.
În compoziția originală era ei, toate aceste ornamente ale vocii, Iosif le transcrie folosind notația lui Petru. Un alt dascăl care a promovat notația aceasta a lui Petru din Peloponez la noi a fost Nichifor Cantunieri, care a predat-o la Iași între 1813 și 1820-21. De la el ni s-au păstrat mai multe manuscrise. Între altele, am dat o imagine aici, dintr-un manuscris de la Neamț, cu o filă autografă a lui Nichifor Cantunieri, tot la aceeași Anastase Osimera, ziua învierii. Un alt grec, care a luat principiile de exegeză de la Petru din Peloponez, a venit cu o propunere. Și acest grec, pe nume Agapios Paliermo din Chios, a venit cu propunerea pe la anii 1790-1795 de a se renunța la semiografia psaltică și de a adopta o altă semiografie bazată pe gândirea europeană. Sistemul său a avut câteva etape. Este evident din ceea ce a rămas de la el că acest Agapie și-a dorit să noteze și ornamentele și-a dorit să noteze cât de detaliat se poate melodia cântată de psalm. Dar felul în care el a gândit reforma sa a dus la respingerea ei de către Marea Biserică a Patriarhiei de Constantinopol. Și în cele din urmă a și fost condamnat în anul 1808, după care pleacă din Constantinopol, se retrage la București, unde a și murit în 1815. Din păcate, nu cunoaștem niciun manuscris în notația sa, cu atât mai puțin vreun autograf. Însă ce ne-a rămas de la el este o filadă tipărită în 1813 la Viena, care puteți vedea cât de ciudată era notația sa. Ceva mai târziu, după 1830, un alt dascăl grec, Petru Efesiu, a luat ideea și principiile folosite de Agapie și a îmbunătățit sistemul său într-o notație care, pentru care el a presat foarte mult, în sensul că a și tipărit câteva lucrări, câteva volume. Deci are Anasasimatar, Liturghier, Irmologion, Calofonicon, Antologie și așa mai departe. Le-a tipărit la București între 1830-1832 și am dat spre exemplificare o exegeză făcută de un tânăr profesor bucureștean. Și se poate vedea aici cât de amănunțit a scris Petru Efesiu. Notarea ornamenticii până la Petru Efesiu nu fusese făcută atât de detaliat. Și el a considerat să o facă în această notație, nu în altă. Receptarea tipăriturilor lui Petru Efesiu în această notație a fost minim. Nimeni nu i-a continuat ideile. Prin prisma mărturiilor manuscrise, putem observa că în preajma anului 1800 avem așadar o largă varietate de notații în uz. Avem, întâi, notația medio-bizantină. Al doilea, notația lui Chiril și a lui Daniil Protopsalt. Al treilea, notația lui Petru Lampadarie din Peloponez. Al patrulea, diferitele derivate fluide ale notației lui Petru din Peloponez. Și al cincelea, inovațiile notaționale ale lui Agapie Paliermo din Chios. Un alt capitol în prezentarea noastră este dedicat lui Hrisant Dimadit. După 1804, după plecarea lui Petru în Bizantie, la Constantinopol, preocuparea teoretică și practică pentru solidificarea unei notații psaltice a rămas pe seama muzicienilor de acolo, între care cei mai prolifici sunt Apostolos Consta din Chios și Grigorie Lampadari. Înțelegând că este momentul istoric după condamnarea lui Agapie, începând cu 1809, muzicienii din Constantinopol îi încredințează prea talentatului, eminentului și enciclopedistului erodiacon Hrisant sarcina de a găsi un alt derivat al notației lui Petru din Peloponez, care să fie adoptat de către întreaga biserică. Ni s-au păstrat câteva manuscrise autografe ale lui Hrisant din anii 1810-1811, din care se poate observa încercarea de a introduce în notația pneumatică psaltică precizia temporală a notației apusene.
a folosit bare de măsură pentru a nota tetrasimosul, adică cei patru timpi din notația apuseană. Crisant face exergeza în notația sa proprie a repertoriului de bază din Patriarhia de Constantinopol, adică Anaxagorasului Petru din Peloponez, Doxastarului Iacov, Doxastarului Petru din Peloponez, Catavasierului Petru din Peloponez și altele pe care ei le foloseau. Și am dat aici un exemplu dintr-un manuscris de la Atena, din 1811, Catavasierului Petru din Peloponez, cu bare de măsură, scris de Crisant din Madit. Și un alt exemplu, Doxastarului Petru din Peloponez, cu extrase pentru sărbătorile împărătești, din Doxastarului Iacov. Și aici este foarte, foarte bine de observat că în titlu, Catatosistima Crisantul, adică deja el este foarte conștient de ceea ce face și spune, acest doxastar este scris în sistema lui Crisant, în notația crisantică. Ostenele lui au dat roade bune la Constantinopol, foarte probabil, convinși de adoptarea la strănile bisericilor din Fanar a exergezelor sale, arhierei bisericii de Constantinopol hotără să decreteze această metodă ca fiind notația standard pe cuprinsul întregii patriarhii. Așadar, că din punct de vedere administrativ bisericesc, căutarea unei notații sau unei metode de scriere a luat final prin folosirea celei propuse de către Crisant și în 1815 pleacă spre mitropolii și probabil și către celelalte patriarhii, primii dascăl care să predea această notație a lui Crisant. Din păcate, nu se cunoaște vreun document despre această primă etapă a răspândirii unei notații standard. Cunoaștem însă o copie a Anaxagorasului Petru în notația lui Crisant, însă fără bare de măsură, realizată la București. Și am dat aici originalul păstrat astăzi la Atena, un original din anul 1815, scris de un ucenic al lui Crisant, și copia sa bucureșteană, manuscrisul grecesc 120 de la Academie. Vedem că exemplarul din București nu are bare de măsură. Și din nou, la glasul 2, putem cânta din nou același Kyrie Kekraxa, de data aceasta în notația lui Crisant. Țările române, după 1643, preluaseră conducerea unei renașteri culturale de sorginte bizantină. Mari muzicieni, precum arhiereul German Neon Patron, ieromonahul Damian Vatopedinul, care fusese șeful școlii muzicale Atonite și fusese dascăl celebrilor Petru Berechet și Panaiot Halocioglu, protopsaltul Patriarhiei de Constantinopol, dar și patriarhul Atanasie al V-lea, Anastasie Rapsaniotul, protopsaltul Petru Vizantie și genialii Dionisie Fotino și Nichifor Cantoniari, toți aceștia au fost dascăli, profesori ai Academiilor Domnești de la Iași și București. La București, Academia Sfântului Sava a funcționat în localul de astăzi al universității, iar la Iași se păstrează de asemenea clădirea în care a funcționat. Este lângă Biserica Sfinților Trei Ierarhi, astăzi este școala Gheorghe Asachi. Tot la București apare în acei ani, 1811-1821, o inițiativă a societății filologice de a tipări o revistă pentru culturalizarea poporului grec și trezirea identității sale naționale. Ea se va tipări bilunar la Viena, între anii menționați, susținută financiar de către voievozii fanarioți Scarlat Calimach și Mihail Suțu. Tot la București mai cunoaștem o încercare de transcriere în notația lui Crisant a unei părți din Anaxagorasului Mihalache, deci în limba română. Mi s-a păstrat o copie din 1819, scrisă de un începător în ale psalticii. Se poate vedea că este o notație apropiată de cea pe care o folosim astăzi. Cât de eficient a fost încercarea de introducere a notației crisantice, vedem din faptul că în afara acestor surse menționate, nu se cunosc alte manuscrise din epocă care să promoveze notația sau sistema lui Crisant. Probabil că nici nu au existat copii ale exegezelor lui care să fi fost copiate și adoptate la școlile unde predau dascălii constantinopolitani. De ce l-am menționat pe Crisant? Deoarece ne-am obișnuit să vorbim despre notația crisantică. Notația crisantică este ceva diferit de noua metodă. Și am dat aici exemple, aș socotesc eu destul de bune pentru a înțelege că notația crisantică este altceva
decât noua metodă. Nu folosim bare de măsură care să măsoare tetrasimusul, nu folosim tot felul de combinații pe care el le de neume pe care el le folosea. Între timp s-a mai renunțat la vreo câteva. Și de aceea cinstit ar fi să vorbim de două metode, de două sisteme diferite, notația hrisantică și noua metodă. Și aici ajungem la un alt capitol, Hurmus Artofilax. La 1816, prieten fiind cu Hrisant și cu Grigorie Lampadarie, s-a apucat să copieze doxastarul lui Iacov, dar a făcut-o într-o formă ceva mai simplă ca notație, prin care a renunțat la unele neume folosite de metoda lui Hrisant și a renunțat și la barele de măsură. În manuscrisele copiate prin Constantinopol, țările române, Athos și așa mai departe, în foarte multe dintre ele, Hurmuz este recunoscut ca aflătorul noii sisteme, descoperitorul noii metode. El însuși se semnează astfel la sfârșitul unora dintre manuscrise cu exegeze proprii. După ce Hurmuz a făcut descoperirea sa, nici Hrisant însuși nu a mai vrut să continue pe calea pe care a mers și a fost convins de raționalitatea și eficiența noii metode. Căci după 1816 nu cunoaștem niciun manuscris muzical autograf în notația lui Hrisant, că i-au încredințat lui Hrisant operațiunea alcătuirii unui teoreticon al noii metode. Scurte tratate teoretice au scris și Hurmuz și Grigorie Lampadarie. Și am dat aici trei imagini, una a paginii de titlu a tratatului tipărit de Hrisant în 1821 la Constantinopol, o copertă a tratatului lui Hurmuz și un fragment din scările însoțite și de explicații teoretice tipărite de Grigorie Lampadarie în 1819. Grigorie s-a ocupat, din ce se vede aici, de măsurarea cu finețe și acuitate a tuturor scărilor glasurilor folosite în muzica psaltică. Ce Grigorie, ajutat și de Hurmuz, pune bazele unei mici biblioteci psaltice cu care dascălii de muzică din Constantinopol să plece la drum către centrele cele mai importante ale ortodoxiei. În iulie 1817 a fost definitivat ultimul volum din seria gândită de Grigorie. Din fericire, originalul celor mai multe dintre acestea ni s-a păstrat. Muzicienii din Constantinopol, buni cunoscători ai noii metode, și-au copiat singuri, în cel mai scurt timp, tomurile alcătuite de Grigorie. În august 1817, dascălii pleacă din Constantinopol spre București, spre Athos, spre Ierusalim, spre Alexandria, spre Antiohia, cu toată colecția. Ea conține 12 volume, 12 tomuri, cu următoarele titluri, la care, încă o dată repet, principalii contribuitori sunt Grigorie Lampadarie, devenit după 1819 pentru scurtă vreme protopsalt de Constantinopol, și prietenul său, Gheorghe Hurmuz Artofilax. Precum am spus, în august 1817, dascării deja au plecat către mitropolii și patriarhii. La București știm că a venit Petru Efesiu, la Iași a venit un alt dascăl, Gheorghe Lezios. Despre venirea acestuia și a cărților cu care el a venit, însuși teoreticianul noii metode, Hrisant de Madit, îi trimite o scrisoare care ni s-a păstrat, unei anume diacon Grigorie din Iași. Și aici intervine un alt personaj foarte important, anume mitropolitul Veniamin Costache. Când copiile acestor 12 tomuri ajung la Iași în august 1817, mitropolitul Veniamin Costache, el însuși cunoscător cel puțin al notației lui Petru din Peloponez și a derivatelor sale locale, trimite o rugăminte și probabil și ceva daruri la Constantinopol către Grigorie Lampadarie și Hurmuz Artofilax ca aceștia să-și completeze cele 12 tomuri cu câteva compoziții pe care le scăpaseră din vedere. Și anume, Polielele de postumare, adică La râu Vavilonului, și Cântările pentru pavecenițele privegherilor, Cu noi este Dumnezeu, cele mai pe larg. Și am dat aici două exemple, de unde știm toate
câte le-am afirmat, dintr-un manuscris păstrat la conservatorul din Iași, în care chiar se menționează despre polieleu compus de Grigorie Lampadarie, că a fost la cererea preasfințitului și de Dumnezeu păzitului mitropolit al Sfintei Moldavii, Chiriu Chiriu Veniamin, în 28 octombrie 1817. De asemenea, un alt manuscris, am mai găsit încă două copii ale acestei însemnări, prezintă cântările Cu noi este Dumnezeu, papadice, compuse de Hurmuz la cererea mitropolitului Veniamin Costache. Și, bineînțeles, alte manuscrise care menționează și ele despre psalmul din postul mare la râul Vavilonului, compus tot de către Hurmuz, tot la cererea lui Veniamin Costache, tot în 1817. Așadar, putem fi siguri că toate manuscrisele psaltice, noua metodă care conține aceste compoziții, au fost copiate după octombrie-noiembrie 1817. Un element foarte important. Aș vrea să menționez două volume ale unei lucrări extraordinar de importantă pentru acest subiect. Trecerea la noua metodă. Volumele au fost editate și sunt munca a ani de zile de cercetare, studiu, foarte amănunțit. Au fost editate de profesorul Grigorie Statis și se cheamă Taprotografa, adică primele scrieri, primele transcrieri în noua metodă. Cu lux de amănunte este analizată opera celor trei dascăli, atât Hrisan Dimadit, care a rămas în istorie ca teoretician al noii metode, cât și Grigorie Lampadarie sau Grigorie Protopsaltu și prietenul lor, Hurmuz Artofilax, care a muncit în continuu ani de zile și a lăsat mii de pagini de transcriere. Analiza manuscriselor păstrate și a edițiilor lor, a primelor lor ediții, se păstrează cu lux de amănunte în aceste două volume. Sigur că aceste două volume s-au dorit a fi exhaustive, dar mai sunt încă foarte multe documente de aflat. De exemplu, profesorul Statis a încercat să acopere și istoria tiparului psaltic, cum s-a ajuns la tiparul psaltic. După venirea la București a lui Petru Efesiu și predarea noii metode multora dintre muzicienii locali, cum ar fi Macarie Romonahu, Anton Pan și alții, convins de raționalitatea notației muzicale în forma descoperită de Hurmuz, primul ministru al țării românești, Marele Vornic, Grigorie Băleanu, îi scrie la 23 septembrie 1818 domnitorului Caragea că se oferă să tipărească din banii săi primele cărți de psaltic și îl roagă pe voivodul Fanariot să trimită la rândul său scrisoarea la Constantinopol și să roage pe Grigorie Lampadarie să-i trimită un autograf al anasasimatarului lui Petru din Pelopones. Voievodul îi răspunde în scris o săptămână mai târziu și apoi pleacă cererea către Constantinopol. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu sunt cel care a aflat documentele despre care vă vorbesc, atât scrisoarea autograf originală a lui Grigorie Băleanu, cât și răspunsul lui Ioan Caragea. Petru Efesiu, pentru având confirmarea Marelui Vornic că se vor tipări primele tipărituri saltice la București, găsește pe un grec argintar din București, anume Serafin Hristodulos, care îi toarnă un număr considerabil de neume psaltice necesare tiparului. Și cu banii Marelui Vornic purcede la tipărirea anasasimatarului lui Petru și a doxastarului lui Petru. Tot Petru Efesiu, ca să caute abonați pentru cartea sa, pentru cărțile sale, a anunțat printr-o scrisoare publică din aprilie 1819 că urmează tipărirea primelor cărți de psaltică. Și aceasta a făcut-o printr-o revistă tipărită la Viena, numită Hermisologios. În revista din 15 iunie 1819 este publicată această scrisoare a societății filologice pe care am amintit-o anterior, și a primit de îndată de la grecii din întreaga Europa câteva zeci, poate chiar sute de cereri. Mulți dintre aceștia erau oameni politici, demnitari și intelectuali mireni ai acelor ani. Iată deci cât de important a fost pentru întreaga Biserică Ortodoxă rolul central și esențial al țărilor române în formarea, sedimentarea, tipărirea și propășirea noii sisteme sau noii metode.
Am pus aici coperta Anasasimatarului, tipărit de Petru Efesiu în 1120. De asemenea, pagina de titlu a doxasarului scurt. S-a întâmplat ceva imediat după tipărirea acestor cărți de psaltică. A început revoluția grecească numită Eterie. După 1821, din păcate pentru noi, în loc ca tipărirea de cărți să continue și întreaga biserică să se poată bucura de ostenelile exegeților constantinopolitani din cele 12 tomuri și nu numai, căci Grigorie terminase de transcris în noua metodă pe la 1818 opera completă a lui Petru Berechet, Hurmuz terminase primul tom din marea sa Papadichie și alte lucrări, în loc ca să continue opera de tipărire a tezaurului muzical al bisericii, toată activitatea culturală finanțată de țările române încetează, în urma tragediilor aduse de către Revoluția Grecească, anume Eterie. Lipsiți de finanțarea promisă anterior de Rusia, revoluționarii greci ajunși în țările române se pun pe jaf. Distrugeri și alte răutăți, între care arderea cărților și manuscriselor negrecești, adică românești, a fost doar una dintre ele. Ca să stingă această nebunie, armata turcă a trecut Dunărea în căutarea revoluționarilor greci și acțiunea aceasta a dus la alte jafuri și alte distrugeri. Majoritatea demnitarilor din București și din Iași au fugit din cele două capitale, unii în Transilvania, alții în Basarabia, și au revenit în țară abia în 1823. Economic, ce a urmat după acești ani a fost un mare dezastru. Și aici ajungem la Părintele Macarie Romanahu. Părintele Macarie Romanahu era superiorul școlilor de muzică ale Mitropoliei Bucureștilor. El începuse traducerea Anasasimatarului lui Petru încă din august 1818, cum ni se păstrează câteva file în acest manuscris românesc 4480 de la Academie. Și aici se vede titlul. Deci la un an după ce venise Petru Efesiu și predase noua metodă, Părintele Macarie s-a și apucat de traduceri. Și nu numai atât, s-a apucat să caute bani pentru a tipări traducerile sale. Și a găsit acești bani și a plecat în 1820 la Budapesta cu finanțarea negustorului Constantin Hagi Pop din Sibiu. Neputând realiza fonturile psaltice dorite în Budapesta, Părintele Macarie este forțat să plece mai departe. Unde? La Viena, în 1821. Acolo a găsit niște armeni dispuși să-i toarne fonturile, neumele, cu alte cuvinte, ca să poată să scrie muzica și să-i tipărească cele trei cărți dorite, anume Anasasimatarul și Catavasierul lui Petru și Teoreticonul lui Hurmuz. Acțiunea Părintelui Macarie s-a încheiat în 1822, cu câte 500 de exemplare pentru țara românească și 500 pentru Moldova din fiecare dintre aceste trei. În 1823, Părintele Macarie este din nou la București, unde începe distribuirea cărților și redeschide școlile de muzică cu mare greutate. În lipsă de bani și de alte mijloace, cu greu, prima generație de absolvenți a școlilor deschise, redeschise de Părintele Macarie a terminat aceste școli, prima generație, în 1824. Iată, avem confirmarea că în vara lui 1825, deja aceștia au ajuns profesori prin orașele țării. Și am dat aici cazul unui ucenic al Părintelui Macarie din Ploiești, un salt extraordinar de prolific. Am descoperit până astăzi, am inventariat numai puțin de 13 manuscrise copiate, muzicale copiate de el pentru diversi doritori care voiau să aibă creația Părintelui Macarie sau extrase din cele 12 tomuri despre care am amintit. Binecuvântarea pe care o avem este că ni s-a păstrat chiar o cronică a venirii lui Ioniță Stoicescu la Ploiești, așternută în scris de către vecinul său. Spune că la 27 august a venit la protoierie dumnealui Ioniță Stoicescu Logofețelul,
ce a venit din București cu odnoșenie pentru școala de muzichie românească după sistema nouă, are atestat din partea eforiei școalelor ca unul ce a primit în scris de gătare de la ieromonahul Macarie încă din luna mai a anului ce a trecut. Adică vorbim de 1824. Iarăși un text absolut extraordinar. Este extraordinar că ni s-a păstrat. Este programa de studii a școlilor de psaltică, așa cum a înțeles-o, așa cum a alcătuit-o părintele Macarie Romanahu, și a trimis-o lui Ioniță Stoicescu din Ploiești, către dascălii de musichie ce sunt orânduiți ca să paradosească atât aici, în politia Bucureștilor, adică în cetatea Bucureștilor, cum și afară, prin județe, în ce chip au să urmeze de la început până la săvârșirea matimilor. După aceste succese pe care părintele Macarie le-a avut ca epistat, ca șef al școlilor de muzică din țara românească, a reușit să găsească fonduri pentru a tipări la Buzău în 1827 tomul al doilea al antologiei, o colecție absolut extraordinară, din păcate niciodată reeditată până astăzi. În cele vorbite până acum, decisivă a fost implicarea hotărâtă și statornică a Sfântului Paisie Velichkovski. Sfântul Paisie a fost egumen al mănăstirilor Dragomirna, Secu și Neamț, între anii 1763-1794. Și decisivă a fost și implicarea egumenilor care i-au urmat Sfântului Paisie. Unul dintre ei, ieroschimonahul Sofronie, mare duhovnic și egumen al mănăstirii Neamț între 1812-1819, era nu numai un bun psalt, dar și compozitor de muzică psaltică, în limbile greacă și română. Sfântul Paisie, ca să revenim la dascălul său, a fost contemporanul marilor psalți, Ioan Protopsaltul, Daniil Protopsaltul, Petru Lampadarie din Peloponez și Iacov Protopsaltul. Cântările acestora se regăsesc în majoritatea manuscriselor muzicale din vremea sa, fie în originalul grecesc, fie în traducerea românească, în toate notațiile cu putință. Nu numai atât. Dar, deși era ucrainian de origine și în timpul vieții sale și multe decenii după aceea au viețuit în obștea sa sute de monahi ruși, motiv pentru care slujbele în Mănăstirea Neamț erau în limbile română, greacă și slavonă, i-a încurajat permanent pe monahii slavi să cânte muzică psaltică. Sub stăreția sa a mai avut loc un fenomen muzical unic în ortodoxie, aproape necunoscut, anume exegeza cântărilor psaltice din diferitele notații în notația chieveană pe portativ. Câteva zeci de manuscrise muzicale slavone, conținând aceste exegeze, încă așteaptă să fie inventariate, cercetate și exploatate spre propășirea tradiției psaltice autohtone. Am pus aici imaginea unui manuscris din 1769, copiat în Dragomirna, la doar 6 ani după venirea în Moldova a Sfântului Paisie, care conține mai multe cântări psaltice în limba greacă, ale unor autori din epocă. Ucenicii Sfântului Paisie au renăscut viața monahală nu doar în Moldova, ci și în mănăstirile Cernica și Căldărușan de lângă București. Aceste mănăstiri au fost în cea mai strânsă legătură cu marii psalți români și greci ai epocii, de profunde transformări despre care am vorbit până acum. Constantin Protopsaltul Bucureștilor, Mihalache Moldovean, Mihalache Bucureștean, Dionisie Fotino, Macarie Romanahu și Petru Efesiu sunt doar câteva dintre numele mai cunoscute ale muzicilor a căror viață a fost legată de repertoriu și nevoințele muzicale ale celor două mănăstiri. Părintele Macarie Romanahu și-a petrecut ultimii ani din viață, adică 1834-1836, la Mănăstirea Căldărușani, unde a și condus tipografia mănăstirii. Monahii psalți ai obștilor Sfântului Paisie au fost în prima linie a cercetărilor și căutărilor și promovării diferitelor sisteme de notație psaltică, de la cea medio-bizantină până la cea contemporană. Am pus aici două imagini, începutul unui Anasasimatar al lui Hrisaf, în notația medio-bizantină, copiat în 1821 la Căldărușan de un celebru copist al mănăstirii Căldărușan, anume Acachie Romanahu, care era și psalt, foarte bun psalt. El încă folosea notația medio-bizantină la 1821. De asemenea, cu un an mai devreme, a scris o antologie în care a pus și o exegeză a slavei de care am pomenit mai devreme pentru utrenia învierii, Anastase Osimera, adică ziua învierii, o exegeză făcută de el în notația lui Petru din Peloponez. Acestea doar ca două exemple
despre buna cunoaștere a tuturor notațiilor care au fost folosite de-a lungul vieții Sfântului Paisie și a ucenicilor săi. Sper că aceste scurte introduceri în istoria eforturilor de trecere de la notația medio-bizantină, după folosirea ei de-a lungul a 600 de ani, la cea actuală, să le fie de folos tinerilor și mai puțin tinerilor psalți pentru a înțelege uriașele frământări și osteneli care au stat în spatele bogăției tezaurului oferit de actuala notație psaltică. Vă mulțumesc!